Un copil de 14 ani a fost cât pe ce să moară după ce nu a mai ieșit de sub apă. Incidentul s-a petrecut la unul dintre ștrandurile din Pitești. Băiatul de 14 ani era împreună cu doi prieteni de 13 ani și săreau sistematic în apă. Erau la piscină peste 200 de oameni care nu și-au dat seama că băiatul nu mai poate ieși de sub apă. O tânără, salvamar, a intuit pericolul și a sărit în apă după copil. Să văd un tânăr pe marginea bazinului. Era o fetiță, un salvamar, l-a scos din apă, era cu niște prieteni, s-au jucat, s-au învinețise tot, da, s-a jucat și la un moment dat plutea. Și a întrebat doamna salvamar, domnișoară, ce era? Zice, bă, ce face ăsta, nu mai iese? Și colegii lui de clasă, din câte am înțeles, așa se joacă el. N-a mai mișcat timp de vreun minut și a sărit fata aia după el, l-a scos, am ajutat-o, l-a scos aici, a venit doamna salvamar de aici, am băga perfuzii, era l-a ajutat. Era cu fața în jos sau făcea pluta pe spate? Ce? Nu, era cu fața în jos. Copilul abia mai putea respira. Toată lumea a crezut că a murit, însă s-au acordat primele măsuri chiar pe mal. Era conștient la momentul respectiv. După câteva minute a făcut convulsii, am anunțat echipajul de ambulanță. Am acordat primul ajutor, prins linie și am ajutat pe echipajul de ambulanță să-l transportăm în mașină. După ce copilul a fost stabilizat, un echipaj de terapie intensivă mobilă a plecat imediat cu el la spital. Acolo a ajuns și bunica băiatului, care are grijă de el pentru că părinții sunt despărțiți și plecați la muncă în străinătate. Copilul a ajuns la spital și este supus unor investigații. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla de ce copilul nu a fost supravegheat.